Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune, a făcut o mărturisire dezarmantă în direct și a spus că vreme de o lună și-a înșelat partenerul fiind cu doi bărbați în același timp. Deși nu este clar despre ce bărbat este vorba, aceasta a ținut să le vorbească concurenților emisiunii din experiența ei despre înșelat. Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă. Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile, și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci un efort atât de mare, încât eu am zis stop, până aici, a spus chiar Gabriela Cristea în cadrul emisiunii pe care o prezintă. De altfel, Gabriela Cristea are un trecut amoros destul de tumultos. Ea a trecut prin mai multe relații eșuate, dar și printr-un mariaj încheiat în scandalul cu omul de afaceri Marcel Toader, cu care a fost căsătorită vreme de 5 ani de zile. La 2 ani însă de la divorț, frumoasa prezentatoare s-a căsătorit cu artistul Tavi Clonda, iar acum aceasta are o căsnicie fericită, dar și două fetițe adorabile. Gabriela Cristea este și o prezență constantă în televiziune de peste 2 decenii. Se spune că prezentatoarea TV ar încasa aproximativ 10.000 de euro pe lună de la postul Antena Stars, iar pe timpul când a colaborat cu postul Canal D, s-a scris că ar fi primit circa 20.000 de euro pentru moderarea emisiunii.